Ministrul Daniel Constantin a menționat în discuțiile pe care le-a avut cu producătorii agricoli din Dâmbovița și despre hotărârea de guvern privind aprobarea schemei ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrologice nefavorabile manifestate în perioada ianuarie-august 2014, care se acordă în agricultură pentru cultura de grup, porumb, sorg, floarea soarelui, rapiț orzoi, orz, secară, soia orzoaică 335 de lei pe hectar, legume în câmp și pepen 610 lei pe hectar, cultura cartofului 700 de lei pe hectar, plantații pomicole 1200 de lei pe hectar, pentru plantații viticole 500 de lei pe hectar, sfeclă de zahăr 400 de lei pe hectar, căpșuni 300 de lei pe hectar. Sprijinul financiar se calculează pentru fiecare beneficiar în funcție de suprafața cu care este înscris în procesul verbal de constatare a pagubelor întocmit de comisiile locale sau inspectoratele pentru situații de urgență. Conform hotărârii de guvern, județul Dâmbovița va primi despăgubiri în valoare de 4.081.000 lei. Am dat hotărârea de guvern prin care am alocat un sprijin de 53 de milioane de lei. 53 de milioane de lei la nivel național pentru toți cei care au fost calamitați în perioada ianuarie-august 2014. În județul Dâmbovița, pentru că aceste calamități trebuie să fie constatate de către Inspectoratul de Situații de Urgență, care funcționează pe lângă prefectură. Dacă s-a notificat acel inspectorat, cu siguranță veți putea primi. Depunerea de cerere încă nu s-a încheiat pentru calamități. Eu vă spun ce avem până în momentul de față. 3.500 de potențial beneficiari pe județul Dâmbovița. Depunerile de cereri pentru a obține aceste despăgubiri nu s-au încheiat.